Bună, Constantin! Bună, Marius. O nouă rundă de box. Da, astăzi fiind duminică e chiar potrivit, pentru că suntem odihniți, nu-i așa? Dar mai ales faptul că, iată, apar nuanțe, interpretări, cum noi încă rămânem des și foarte des, unii dintre noi, polarizați. Apar noi interpretări la absolut orice binar, orice discuție. Și încep să se facă grupările, luptele, se fac tabere și observăm că deja învățăturile încep să se volatilizeze încet, încet, în diverse forme, în diverse interpretări proprii ale dumnezeilor din fiecare, așa. Dar ce să vezi? Tocmai că rămân polarizate și de aici o întreagă, să zic așa, neînțelegere chiar și a celorlalți. La un moment dat, cei labili, instabili în practică zilnică sau în practică ca un obicei de viață, nu mai știu, se trezesc în fața că ar trebui să fie undeva, să se ia o decizie, nu știe de care parte să acceseze, ce se întâmplă cu cine are dreptate, de exemplu, în aceste discuții, în aceste confruntări. Că se văd în aceste confruntări tot mai des aceste tendințe ca una din tabere în ghilimele formate, ar vrea să aibă dreptate, ar vrea să ar vrea mai Să-l multă învingă de pe celălalt, să-l da, ar vrea mai multă înfrângă. îngăduință chiar. Și ce să vezi, s-a născut și această idee, păi să fie mai multă îngăduință. Și hai să întrebăm puțin. Cine spune că trebuie să fie îngăduință? Cine spune acest lucru? Cine cere îngăduință când Dumnezeu este peste tot, El este suprem și El este totul, inclusiv această etichetă, acest cuvânt care, sigur, este în planul acesta fizic, dual, material, e necesar că îl folosim, dar ce să vezi că e folosit acum ca în sens de cerere, adică mereu, mereu se aduce în discuție îngăduință. Păi, doar el stabilește, deoarece el este peste tot, indiferent de sex, el stabilește când este cea îngăduință. Și nu e necesar ca cineva să vină și să spună, și mai ales învățături, că îngăduință, să fie îngăduință. Asta înseamnă că este o intruziune, un atac la Dumnezeu, o corecție a lui Dumnezeu care se face. Adică când să fie îngăduință, când să fie îngăduit, din unul sau din celălalt, nu contează din care parte. Ce părere ai? Dacă, deci am observat că acum e o bătălie interesantă, adică sunt unele doamne care sunt în afara grupului și din grup, care au un orgoliu imens, imens, că din cauza asta au ieșit din grup. Și care, unele dintre ele, s-au despărțit sau sunt pe cale să se despartă, ceva în genul ăsta. Care simt nevoia să încline balanța în grupul nostru spre o parte, anumită parte. O anumită parte care este de acord cu ideea că Dumnezeu este în ambele părți, numai că lucrul acesta, această înțelegere este văzută și asta particular, în mod particular. Deci încearcă să acționeze asupra celor din grup cutorva și să înclină balanța ca să schimbă cumva optica grupului sau să. Da, mai este
Un aspect, te rog, scuze, vreau să-mi dai voie să spun următorul lucru. Simt în acest moment să spun următorul lucru. Aceste femei care au părăsit sau femei care stau pe fundal și nu intră, au fost odată în școala iubirii și nu vor să vină în școala iubirii, deoarece având orgoliu mare, nu se aliniază la niște lucruri de bun simț, niște reguli din această lume de bun simț a unui grup, în care să fie niște elementare minime lucruri stabilite de comun acord, ca să ne dăm numele, să fie numărul de telefon, să avem și o poză. Ei, ele nu se pot alinia. Ce înseamnă asta? Că nu au, că au încă un orgoliu foarte mare, nu au permisiunea de la Dumnezeu. Și stau acolo pe fundal. Dar mai mult decât atât, ceea ce vreau să spun esențial în acest lucru că te-am întrerupt, este că uneori intră în grupul cu femeile de la Iuliana, unele din ele, sau majoritatea stau acolo, privesc din afară, sau și un alt aspect, trimit întrebări Iulianei în având tocmai pentru a băga, pentru a accentua această împărțire, această, să zic, să tulbure puțin învățătura. Poate că ele nu o fac intenționat, poate că, dar oricum o fac din ceea ce sunt. Adică ceea ce sunt nu sunt în acceptarea divinului. Și atunci că ăsta a fost motivul pentru care au ieșit, sau unele care chiar nu sunt în școală, n-au fost niciodată, dar trimit întrebări Iulianei. Deci sunt mai multe variante. Aceste lucruri am observat că vin foarte, foarte peiorativ, accentuat înspre a cere socoteală. Și e ca și cum o parte din întrebări sunt presante către tine, în sensul de a. Și sunt dezbătute pe toate părțile, toate nuanțele, foarte, foarte insidioase, foarte fine, doar să găsească cumva că cealaltă tabără, că și cealaltă tabără este cumva responsabilă de situația în care se află ele. Da. Deci, unele din ele s-au despărțit sau sunt pe cale de despărțire. Ceea ce s-a întâmplat este foarte bine pentru ele. Au fost prea puternice și au încercat să contrazică bărbatul și, bineînțeles, că dacă au avut bărbați foarte puternici, au reușit să bărbații să. Li s-au opus și atunci ele s-au despărțit. Deci, într-un fel de furie. Dar ce s-a întâmplat este bine, este divin. Nu s-a înțeles că nu se pierde nimic din ceea ce a fost până acum. Tendința femeii întotdeauna a rămas acolo de a contrazice bărbatul, a-l privi critic, are tot felul de condiții. Telluricul este foarte puternic, el ar trebui ele însele să fie atente. Deci nu e problemă cu bărbatul. Ele însele să-și dimineze din acest teluric și atunci ar putea să intre în înțelegere cu bărbatul sau Dumnezeu să ia o anumită, un anumită direcție. Pentru că, Marius, pentru că nu reușesc să lucreze, pentru că ele neglijează anumite aspecte vis-a-vis de îmbrăcăminte, vis-a-vis de restrângeri, vis-a-vis de corecțiile copiilor care le fac. Deci toate lucrurile astea, vis-a-vis de servici, nici acolo, nereușind să facă aceste, să zic, să aplice aceste învățături, aceste aspecte, atunci ele rămân tot într-o stare accentuată de peste chiar 80%. Și atunci, evident că se produc și în familie, în parteneriat. Deci vin și asupra partenerului. Deci asta este cauza, că nu au o constanță. Sunt și unele aspecte, e adevărat, că nu au permisiunea divină încă, nu sunt destul de maturizate, nu consideră Dumnezeu că încă nu e momentul și le țin tot așa în acest orgoliu, ca să fie scăzute, dar ceea ce mi se pare, cu ceea ce sunt eu, ego și suflet, acum, că nu reușesc să producă aceste lucruri, pentru că chiar am discutat și spun la un moment dat, ele declară cu
care am discutat și sunt din ani înregistrate, nu știu, nu știu, nu reușesc. Uite, nu reușesc să țin, să fac restrângere. Nu reușesc să. Deci, acolo, probabil că poate. Uite care e situația aici. Deci, repetăm, femeia ar trebui doar să se ocupe de ea, nu-i treabă cu bărbatul. Are niște idealuri că familia trebuie să fie bună, înțelegere, dragoste, să fie iubită, să nu știu ce. Și nu se poate că ei sunt împreună nu ca să să fie iubire, ei sunt împreună ca să se bumbăcească. Deci Ca să are scoată altă orgolii, semnificație. să scoată Orgolie, orgolii ca din să oameni și le și să confrunt. scoată acceptarea, iubirea. Deci, soluția nu se de rezolvare a fi ca ele să scadă din orgoliu ăsta, dar asta înseamnă să nu mai vrea, să nu mai aibă atâta condiții, condiționări, nemulțumiri, idealuri, principii puse pe primul plan, reguli și mai departe, să le scadă peste toate. Și e o treabă proprie la femeie. Iar la bărbat, treaba lui este să nu-i acorde atenție, că el trebuie să cunoască natura femeii, că ea nu are cum vreodată să ajungă să-l iubească desăvârșit și gratuit. Ea îl iubește pe bărbat, de fapt nu pot să spun că e iubire, e o toleranță, se tolerează acolo condiționat, are condiții. Deci bărbatul așteaptă degeaba să fie iubit, când nu să fie iubit niciodată, iar femeia la fel așteaptă degeaba pentru că ea nu poate să ajungă la acel nivel de iubire pe care are bărbatul dezinteresat. Pentru care orgoliu și trebuie să Orgoliu. fie Deci trebuie corectată. să-și cunoască fiecare natura și să rămână în natura Exact. lui și atât. Deci, ori să fie corectată, ori să fie corectată, ori ea să corecteze pe el și să-l scoată dacă el este cazul, că el este ipotent în sensul că nu se duce la serviciu 6 luni, un an, nu? Câteva luni, un an, și nu face nimic în casă, nu știu ce, atunci ea poate să fie corector de moment, să-l mobilizeze, să-l Că ridice, da, să-l să-l ridice. ridice, adică ce să-l facă? Să-l arunce în starea de să-i spună, bă, stai un În pic, trebuie să te starea mai ascunzi, divină, trebuie să faci sigur că ceva, da. cuceritor. Adică ăsta e rolul femeii, Da. Da. deci, Și fiind nu așa dur, că se supără și ăla. da, exact. Deci aici se înțelege greșit că acum tot ce ai vorbit în discuțiile, în binariile, câte sunt, 5, 6, 7, cât sunt de la momentul acela cu ura, gata, noi nu mai este, totul e perfect, corectăm, facem. Trebuie să înțeleagă foarte clar femeia și te rog să, chiar te rog tu să confirmi sau să infirmi, dacă nu am dreptate, să mă corectez încă o dată, că ea, odată, trebuie să fie ea cumva să asculte de bărbat și să fie mereu să-și scadă ca să vadă un pic dacă el Și ce, eu nu e cred că ea iubitor. va asculta vreodată. Îl ascultă interesat, îl ascultă acum, dar nu îl ascultă tot timpul. Îl ascultă cât rezistă. Și Dacă îl cât vede are critic, interes. iarăși nu-l mai ascultă. Deci n-ai ce să... De Ce aceea, mai... exact de aceea se întâmplă ce se întâmplă. Că ajung femeile și nu reușesc pentru că ai foarte mare dreptate. Și eu zic la fel. Este pe scurtă durată, pe termen scurt, ce știu eu, câteva săptămâni, o lună, câteva luni, un an, să zic, da? După care iar pică, pentru că ele nu-și păstrează natura lor. Deci amândouă părțile vor Și. fi dezamăgite unul de altul, să stea liniștite, niciodată nu o Exact. să fie bine, că nu Da, dar trebuie să fie bine, ele se lovesc. Da. asta pleacă de la femeie, Marius, pentru că femeia nu-l încarcă, că bărbatul nu are cum. El ia formele acelea violente sau se duce. Sau. E singurul caz când el vine de pe mamă, să zic, vine feminin și e molate și nu știu ce. Dar și atunci este faptul ca ea să-l încarce, ea să-l Da, dar tolereze și să-l idealul este ridice. ca să poată să-l încarce, el trebuie să nu se ocupe de ea, să se ducă în lume, să-și vadă de Să treaba facă lui, distanța, da. ca ea să-l aprecieze, să zică, ia uite ce minunat, ce lucru mărețel. Că ea, dacă bărbatul nu realizează ceva în viață, iarăși nu-i place de Da. el. Deci singura soluție ca bărbatul să-și vadă de treaba lui, să nu aștepte nimic ca să fie iubit, atenție, nu știu ce, că asta este condiționată la femeie, e acum, mâine poate să nu fie și așteaptă degeaba. Iar femeia, la fel, așteaptă degeaba să fie atenție de la bărbat. Principalul, fiecare să se ducă să se ocupe de el însuși. Bărbatul să cucerească lumea, femeia să scadă din orgolii, din absolut. Adică, cu alte cuvinte, să spunem mai deschis și mai clar, fiecare să-și ia rolul lui pentru Atât. care a fost trimis, respectiv
Dumnezeu din bărbat să fie Dumnezeu masculin, Dumnezeu din femeie să fie Dumnezeu feminin. Pentru că altfel nu poți, că altfel dacă unul din ei nu intră în rolul lor, înseamnă că atunci rămân ori doi bărbați, ori două femei. Dacă bărbatul nu intră în rolul masculin, va fi femeie. Și va fi femeie cu femeie, normal că nu-i trebuie femeie încă o femeie. Că se ceartă ca pisicile, să zgârie, să resping. Dar dacă, de exemplu, bărbatul este bărbat și ea vine și nu îi se supună și nu să se supună, să-i acorde atenție, să acordă prețuire. Că de fapt și același lucru și bărbatul trebuie să îl facă. Deci, dacă ea nu îi acordă această prețuire, ea rămâne în orgoliu și atunci rămâne bărbat. Și atunci bărbat cu bărbat care e așa, iară nu se pricep, nu se pot, nu poți, nu poate să existe relație. Deci nu poate să fie pe aceeași frecvență. Că e clar că se resping, e clar că e scântei. Deci, repetăm, fiecare să fie în natura lui. Dacă nu și are rolul, că de fapt, până la urmă, cam ăsta e scopul pentru care suntem trimiși, să ne manifestăm fiecare natura noastră. Asta dorește Dumnezeu. Să fim fiecare natura noastră, iar în relație să ne polarizăm, să lucrăm împreună, să trăim viața, să ne manifestăm împreună. Dar acel împreună înseamnă acel transfer de la femeie către bărbat și acea prețuire a bărbatului către femeie. Și cum femeile rele, rele, cu o răutate incredibilă, imensă, merită să fie singure. Merită să stea singură acolo și să fiarbă în suc propriu răutatea aia lor imensă. Pentru că au zis că celălalt e de vină și nu au făcut niciun schimbare la ele, au rămas cu răutatea aia lor, au fixat idealurile acelea și bărbatul n-a corespuns idealurilor și l-a dat afară. Deci merită singurătatea. Soluția care a dat-o Dumnezeu este foarte bună, este perfectă. Mai Ca ales, să mai ales înțelegem că când e de la Dumnezeu bărbatul. a venit, deci el se revoltă degeaba pe bărbat. Da, A da. venit de la divin. Divinul este. El nu înțeleg că în față este Dumnezeu. Mai ales că bărbatul acela cu sămânța lui a făcut copiii și are copii femeia și poate să rămână singură, că are un sprijin cu copiii. Nici măcar copiii nu rămân la bărbat. Gândește-te, rămâne bărbatul singur, că ea a divorțat, ea s-a debarasat de el, că nu-i bun, nu-i corespunde, da? Orgoliul ei. Păi îți dai seama, deci ea rămâne și totuși rămâne pentru această lume cumva în avantaj, iar bărbatul rămâne singur. Odată neîncărcat, neîncărcat de iubirea ei pe care el rămâne în această lume cu 20%, poate să intre în boli, poate să intre în orice, că nu e încărcat ca să fie în armonie, dar ea mai rămâne și cu copiii care să o sprijine, să fie în comunicare, să fie, nu? Ea Vă spun rămâne și eu, fără. orice bărbat va fugi de o asemenea femeie, că va simți. Va simți imediat, doar vorbește puțin cu ea și îi simte orgoliu și a plecat. Nu poate să stea cu o asemenea femeie. Femeile își fac un ideal despre cum trebuie să fie căsătoria, să fie iubită, să fie constantă, să nu se ducă la alta, chestiile acestea. Că tocmai idealurile alea distrug căsnicia. Adică îl fac că îl obligă pe bărbat să intre în idealuri. Să-i Ea le cu distrugă, energia să de le distrugă și să o 80% îl înșele, programează pe el, îl inconștient îl programează. programează. Da. Dar acest lucru, apropo, acest lucru ar trebui să fie mult mai acceptat și de înțeles pentru femeile din Școala Iubirii, pentru că ele știu, hai să zic, alea din afară nu, Nu dar femeile știu, știu. au luat ce le-a convenit, au luat supunerea și au zis gata, îl modificăm pe ăla, de să-l manipuleze pe Dumnezeu. Și n-au primit reciprocitate, pentru că n-a fost dragoste. Deci trebuie să fie dragoste ca să vină dragoste. Dar a fost doar supunere cu un scop. Un Și din scop. cauza asta n-au obținut niciun rezultat. Adică au avut de la început un țel și au Au făcut vrut să exact ce spui manipuleze pe tu, Dumnezeu, dar uite, da, idealul. sigur. Ideal. Ce spui tu? Ce a făcut țelul? L-a pus Ideal. pe primul plan și n-ai că idealul nu iubește. Idealul, regulile puse pe primul plan nu sunt iubire. E opoziție la iubire, împotrivire la Este Dumnezeu. chiar ură împotriva lui Ură pe Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă. Absolutizarea virtuților, idealul este ură pe Dumnezeu. Da, aici Iar bărbatul, dacă este puternic, are îngăduință, nu-i acordă atenție și vede treaba lui ce să facă. Da?
Și Dumnezeu hotărăște după aceea pentru femeia respectivă. Dar o mai țină, se supără, pleacă, divorțează, trebuie. Înțelegi? Și invers. Dacă femeia își reduce din orgoliu, aia înseamnă iubire. Și atunci bărbatul nu mai are ce să scadă la ea. Și atunci, iarăși, Dumnezeu își vede ce face cu bărbatul ăla. Ce Îl face duce cu să o el, da. corecteze pe altă femeie. Da. Păi bine. Ori îl lasă cu ea ca să, mă rog, Dacă să mai are orgolii, lasă, altfel nu lasă, să știi. Îl ia și îl duce. deci dacă femeia doar se supune parțial, să înțeleg. Nu, nu, dacă femeia ajunge să-și depășească limitele interioare și să își reducă din absolutismele respective, ea se modifică pe sine, devine înțelegătoare, îngăduitoare și atunci nu mai luptă cu bărbatul, lasă în plata lui și atunci bărbatul nu mai are ce să scadă la ea și atunci își pierde rolul. Și îl ia și îl duce în altă parte să facă cu altcineva chestia asta. Nu, deci spui că doar atât rămâne cât lângă ea, cât are ce să scadă de la ea, adică să Exact, fie. exact, exact, exact. Și invers. Deci o femeie rămâne lângă un bărbat atâta timp cât are ce să scadă. Dacă bărbatul evoluează și devine îngăduitor, înțelegător și așa mai departe, femeia aceea poate să plece. O mișcă Dumnezeu, o ia de acolo, știi? Ori o duce să chinuiască pe altul, ori, dacă găsește, că de obicei fug toți, nu știu. Păi fug din copilărie, Marius. Deci măcar n-ajung să trăiască în cuplu. Deja din prietenie fug unul. Da, de femeia rea, ce zice în Biblie? De femeia rea să te duci, mai bine să stai pe acoperiș Pe decât acoperiș, să treci pe acoperiș. Exact, da. Da. Aceeași Adică femeia. problemă a avut-o din antichitate. Aceeași problemă cu femeia a fost dintotdeauna și asta este. Deci bărbatul trebuie să-și cunoască natura femeii, dar și femeia trebuie să-și cunoască natura ei și a bărbatului și fiecare să rămână în granițele lor, acolo. Exact. Să nu-și scoate tancurile la luptă. Să rămână Da. în unitățile lor militare. Cred că se impune din nou să discutăm mai mult pe viitor. Mă rog, evident că de fiecare dată este o părere, să înțeleagă că este o părere. Să discutăm mai mult despre ce înseamnă, ce rol are bărbatul, care îi sunt datoriile lui în relația cu o femeie și, de asemenea, care sunt îndatoririle femeii față de bărbat în relația cu bărbatul, asta în măsura în care femeia hotărăște, este conștientă, are permisiunea să rămână și să fie într-o relație de armonie. O relație dumnezeiască. Să știe un lucru, o clipă că vreau că uit ideea. Da. Niciodată femeie, deci foarte rar, dacă găsești, nu știu, și în școala bir mai sunt mai ca și ele, în școala bir. Deci femeia ar trebui să ajungă la nivelul în care să-l bată pe Dumnezeu peste tot și mai ales în bărbatul ei. Ceea ce este foarte greu. Dacă nu reușește să facă asta, îl va privi critic. Întotdeauna va împărți în bine și rău. Și va vedea că nu este. Deci va scoate tot felul de criterii și el nu va corespunde la criteriile respective. Că ea are în continuare absolutismele. Deci până nu scade absolutismele alea, ea îl va privi pe bărbat critic. Deci nu o să fie liniște în familie deloc. Și cum asta este frecvent, pentru că nicio femeie nu știe că și nu se vede pe ea. Pentru că nimeni nu-i zice chestia asta. Se duce la cursurile de New Age și zice, ai grijă de tine. Păi ce înseamnă grijă de tine? Păi să-ți întărești ego-ul înseamnă să nu te mai înțelegi cu nimeni. Nu? Adică sunt cursuri de distrugere a Dar relației. nu e numai asta, că dacă ar fi asta, Marius, hai să zicem că nu toate merg la cursuri. Problema este că vecina, mama, tata, neamurile, colegii de servici mai ales, colegele, ele între femei se discută pe grup, vin în nu știu ce grupuri, în ce discuții și spun, oh, păi ce? Păi nu e problemă, piața e abundentă, altul, nu e nicio problemă, relație toxică, ai relație toxică, nu e nicio problemă și le convinge. Și le convinge, culmea, chiar și pe femeile cele, cum ai spus la început, care au ieșit de pe școala iubirii, din cauza asta. Pentru că s-au ancorat în alte înțelegeri
nu au mers pe principiile școlii iubirii să le experimenteze până la capăt. Să ajungă cu un bărbat, să trăiască cu un bărbat, să poată să aibă accesul atunci când bărbatul îi apasă butoanele, când îi face corecții, sau atunci când invers, când merge cu și mai multă avalanșă de iubire către ea și acceptare, nu a avut această răbdare și atunci a ieșit. N-a experimentat învățăturile școlii iubirii, ci a ieșit din școală. Nu avem pretenții mari, nu se pot așa de ușor înțelege aceste lucruri. Și, pe de altă parte, omul s-a identificat cu idealurile ale lui. Deci, el e una cu Aici. idealurile. Și Aici este greșeala. cum să scadă idealurile, că înseamnă că e persoana lui acolo și nu poate să facă chestia asta. Din cauza asta, Dumnezeu zice, nu-i nimic, uite, te distrug prin celălalt. Îi ține distrug și ce se întâmplă este bine, nu e nimic rău sau ceva mai bun decât altceva. Ce se întâmplă este foarte bine. Atât. Bine, noi dezbatem acum situațiile astea care apar și Pentru că e o aceste. soluție de sus. De ce ceea ce noi discutăm deja s-a întâmplat și e o soluție care vine de la Dumnezeu. Păi nu putem să contestăm. Chiar dacă acolo este nefericire, despărțire, nu știu ce, e soluția lui Dumnezeu, e foarte bună. Pe de altă parte, Marius, cu cât așa am constatat și spun, cu cât ai un parcurs al vieții cumva mai lung, ai mult mai multe provocări, pentru că ai trăit, să zicem, ai trăit 30 de ani cu Dumnezeu, nu 22. Ai trăit 40 de ani cu Dumnezeu, nu numai 30. Deci, și provocările au fost pentru că în fiecare clipă, dacă Dumnezeu este și este în fiecare, normal că nu a făcut nimic altceva decât El s-a experimentat pe El prin noi, în diverse forme, cum le-a ales El, cum le alege El, tocmai pentru a ajunge la înțelegerea și ne-a arăta tuturor celorlalți și să ajungem la înțelegerea că El face absolut tot în toate formele. Cu cât ai experiența de viață și te sustragi și începi să ajungi la absolutisme, începi să spui că doar așa e bine, doar într-un fel e bine, doar că eu am făcut yoga sau eu am fost la biserică și de acolo am învățat, sau că nu știu ce am citit sau nu știu cine. Acest lucru ne aruncă spre o poziționare, suntem aruncați spre o poziționare și atunci nu mai putem să vedem, nu mai avem acces mai departe să înțelegem că Dumnezeu e în toate pozițiile, în toate felurile. Adică este și plus și minus, este și bine și rău cum împărțim. Că împărțim, brând nebrând, ne vine să împărțim. Dar mergem mai departe, dacă nu egalizăm și nu înțelegem că El este și în celelalte forme decât cum am avut programele. Pentru că noi când venim în această viață, automat, așa cred, și dacă nu este, nu, aș vrea să știu punctul tău de vedere, automat luăm programele, preluăm programele părinților care sunt poziționați, care au niște absolutizări, care sunt să ghidează după idealuri și principiile acestei vieți, regulile acestei vieți. Și atunci noi, cu cât creștem de la faza de a ne forma ca trup, cu atât noi intrăm în viață exact pe poziționări, pe absolutizări, cu programe. Deci, tot timpul, aceasta este calea pe care a făcut-o Dumnezeu, în această lume dual materială și de plăceri, ca să plecăm cu această poziționare, ca pe parcurs să ne dăm seama că El este în toate pozițiile. Ce părere Problema este că, hai să luăm cazul, că ai femeia ai? este puternică și bărbatul este slab. Când femeia este puternică, Divinul încearcă prin ea să ridice bărbatul și să-l ducă în masculinitate, dacă este prea slab. Și să-l întărească. Da? Și dacă nu reușește lucrul acesta, bărbatul ori decade,
ori decade, ori ea pleacă. Pentru că e un bărbat cu care nu poate să facă absolut nimic. Și apare despărțirea. Soluția care vine este o soluție corectă din punct de vedere divin, indiferent ce formă are, că e bine, că nu e bine, că îl doboară, nu îl doboară și invers. Soluția inversă. Când femeia este supusă, știi, și bărbatul este foarte autoritar, ea ar trebui să capete puțină forță și să poată să îl oprească să fie așa de autoritar. De fapt, el o duce într-o stare în natura ei. Natura ei este, așa cum am văzut noi, telurică 80%, asta înseamnă că ea totuși ia atitudine și apără viața, cumva. Deci un bărbat prea dominator are nevoie de o femeie care să poată să-l înfrâng, să-l tempereze, să-i tempereze puterea, că e exagerat acolo. Și invers, o femeie care este prea puternică și este exagerată are nevoie de un bărbat care să poată să se confrunte cu ea. Știi? Dacă nu, ori se bolnăvește și moare, ori fuge în altă parte. Dacă nu poate să facă în față la forța cu care ea îl lovește. Deci ce se întâmplă întotdeauna este foarte bine. Nu putem să spunem că femeia, deci noi am vorbit numai la general, că femeia puternică al zilor noastre, cu feminism și așa mai departe, și poziție socială sau primind programe de la mamă și bunică agresive, această femeie puternică ar avea nevoie ca ea să se supună, să fie supusă. Adică, ca să ajungi la supunere, trebuie să scadă din nivelul de orgoliu și din absolutisme. Și atunci n-aș mai putea să spun că e supunere, este dragoste. E Dar ea dragoste, nu da. poate pentru că este așa de dominatoare, așa încât nu se poate. Și atunci Adică nu Dumnezeu, poate să ajungă la dragoste, ca să nu da, spunem supunere, că supunere sună. ori bărbatul își crește din calitățile masculine și reușește să se confrunte cu ea și să o înfrâncă eventual, ori dacă nu reușește și acceptă, că acceptarea nu este bună deloc, te omoară. La o femeie puternică, acceptarea te omoară. Și Cel feminin. dacă este prea îngăduitor și mai departe, poate Dumnezeu să hotărască altceva pentru el. Da? Dar oricum, unul pe altul se corectează și se îmbărbătează și cum să zic eu, se întăresc unul pe altul până la un anumit nivel în care fiecare poate să-și atingă o anumită limită a naturii lui, peste care probabil nu va putea să treacă. Și dacă nu va putea să treacă, acolo iarăși pornește conflictul. Da? Și conflictul se traduce de obicei, prin despărțire, îl duce în altă parte pe el, o ia pe ea și o Adică, duce în altă parte. Dacă ea evoluează spiritual, îl ia să-l ducă în altă parte sau se îmbolnăvește și îi se dă pe nivelul de spiritualitate, de înțelegere la care ajunge, îi se dă un alt bărbat. Deci soluții sunt o mulțime care se întâmplă. da. Doar că noi judecăm acum, sau majoritatea dintre noi, judecăm în sensul că trebuie să fim într-un tipar, adică să fiu toată viața cu bărbatul ăla. Uite, Nu poți apare o să zici, nu contradicție poți. aici. Noi am zis că femeia ar trebui puternică, asta cu poziție socială sau cu o programe puternice, ar trebui să se supună bărbatului. Oricum se poate spune că ca să se supună trebuie să scadă din absolutisme și să facă un efort propriu să și le scoată. Din propria Să inițiativă, le da. scadă din propria inițiativă. Și nu va face asta, că de obicei nu face. Și din cauza asta ajung la despărțiri. Deci noi am vorbit de o situație ideală care de obicei nu se întâmplă. Ca femeia să poată să se supună. Înțelegi? Bărbatului. Că o femeie puternică nu se poate supune. Deci este incompatibilitate. E un ideal. Dar în realitate nu se întâmplă asta niciodată. Și apoi bărbatul, dacă este prea bun și blând și îngăduitor și o acceptă, la fel nu este bine, că îl omoară. Îl calcă în picioare până la urmă. Și el își pierde autoritatea masculină, știi? Puterea masculină. Și vine în contra naturii lui. Și când vine contra naturii lui, ea poate să moară. Deci, relația asta între bărbat și femeie nu este o joacă. Fiecare trebuie să se ducă să-și atingă natura. Dacă nu reușește să-și atingă natura, să fugă, să plece de acolo, știi? Dacă poate, așa. Dacă nu și rămâne acolo, poate să fie înfrânt și poate să moară. Deci, nu-i de joacă. Sunt forțe foarte mari care se degajă acolo. Pentru că natura pe ea interesează ca să existe, să supraviețuiască numai acele ființe care își ating natura.
Adică Păi, femininul să-și atingă natura feminină și să fie în timpă, masculinul să-și atingă natura masculină care să fie puternică și exact. glorioasă. Deci ei pot să trăiască împreună, dar dacă sunt pe fiecare pe natura lui, dacă își limitează, dacă cumva se întâmplă să treacă peste graniță, să fie mai mult decât a fi în natura lor, atunci Sau mai puțin decât sau natura mai lor. puțin, da, cele două exemple, sau Nimic. mai puțin, atunci se întâmplă Apare conflictul. conflictul, că celălalt trebuie să-l lovească. Da. Sau mor, sau dispar, sau se despart, sau. Deci depinde cum Deci dacă Dumnezeu. femeia pornește de la ideea să înlăture certurile din familie, știi, este un ideal care nu se poate realiza. Nu certurile trebuie eliminate, ci să Exact. scadă din orgoliu. Și Atunci tu, poziția ta, comportarea ta nu trebuie mai e să. nevoie să fii lovit, că nu mai ai ce să scoți la tine. Deci, până la urmă, Marius, fiecare trebuie să ne vedem de natura noastră. Prima dată trebuie să o înțelegem că suntem bărbați și trebuie să știm. De aceea am spus adineauri să avem mai multe discuții pe această temă, exact așa în amănunt să desfacem toate fațetele. Ce trebuie să facă bărbatul să rămână mereu și mereu masculin? Ce trebuie să facă femeia să rămână mereu și mereu niciodată altfel decât feminin? Aceste lucruri trebuie foarte, 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 foarte mult dezbătute, că noi încă nu ne știm. Și să știi, din ultimele discuții pe care le-am avut individuale, chiar și în binarii, am observat acest lucru că nu se interferează, se interpretează, nu se cunosc. Deci, astea ar trebui să le statuăm cumva, să ajungem Deci la știi o că numai iubirea identitate. poate. Deci numai iubirea poate să-i schimbe. Deci, spre exemplu, dacă femeia are un alt bărbat, iubirea față de acel bărbat o poate să o schimbe. Că altfel ea nu reduce, nu renunță la orgoliile alea. Alea sunt viața ei. Absolutismele alea nu poate să renunțe la ele. Deci, ai cere femei să fie îngăduitoare, să iubească, este imposibil. Pentru că atâta timp cât are idealurile acelea, nu poate să iubească. Adică ea pune idealurile mai presus decât iubirea, deci nu are cum să iubească. Apoi, bărbatul este, are un așa mod de a neînțelege natura femeii, încât întotdeauna este prins, e păcălit, tot timpul este umilit, jignit în toate modurile posibile și nu înțelege de ce. Da, el Pentru este că el sedus. n-are bărbăție, n-are, El că este ea ar sedus, este respecta. atras. El este supus. Noi suntem bărbații supuși la Da. acest magnet al femeii, la acel 80% care ne atrage. Și de ce să nu recunoaștem? Că ne atrage până la urmă partea aceea de Sexuală, contact. sexuală. Exact, partea contact. Deci Aia ne îl atrage. manipulează cu partea De acolo sexuală. ni se trage totul. Da. Și el lasă de acolo. Pentru că acolo noi, chimia noastră în interior, hormonii lucrează și la unii și la alții, dar nu lucrează la fel. La femeie lucrează de 4 ori mai mult hormonal și mai puternic are nevoie să fie scăzută de bărbat. Ori, dacă ea menține, 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 el nu poate să ducă ritmul cu ea. Deci, aici este problema, că noi bărbații suntem atrași de natura asta dual material a plăcerilor, mereu să fim în contact fizic, să trăim acele fuziuni amoroase. Ori acest lucru ne face să ne pierdem natura masculină, să intrăm în natura feminină, să ne lăsăm mereu. Iar femeia, în același timp, când noi ne-am lăsat, o încărcăm pe ea cu și mai mult masculin, cu și mai mult orgoliu, că ne lăsăm prea mult. Asta este, se întâmplă foarte frecvent. Păi, Când bărbatul renunță la natura lui masculină și se supune femei, se supune femininului, atunci n-are Păi voie să se supune se femeii. supune, cum spunem, șarpelui, pentru că ea vine magnetul și tot te atrage și tot te atrage la pat. Singura chestie că majoritatea acolo se rezolvă treaba. Gata, se mai încălzesc lucrurile așa un pic, căldicel așa, apă caldă de vară. Se Se îmblânzesc. îmblânzesc, exact. Dar nu ține mult. Nu ține mult. Ține, știu, depinde de la caz la caz. O lună, două, 5 luni, dar după aia iar apare. Și atunci ea are nevoie pentru că ea intră într-o avalanșă. 80% e avalanșă, nu se mai oprește din plăcere, nu se mai oprește din atracție. Și atunci dacă nu o are de la bărbat și nu are cum să o aibă, că bărbatul nu are cum, că el nu-i, nu rămâne bărbat, adică să facă distanța din când în când. Vezi, există și expresia asta în poporul român, la poporul român. Mai răruț că e mai drăguț, atât de înțeleaptă.
Pentru că el altfel își dominează din energie. Și atunci el se epuizează în această unire cu ea fizică și o încarcă masculin pe ea și ea se duce spre altul. Deja a făcut-o să-l considere inutil, să-l considere să-i pună eticheta că e greșit, nu mai are nevoie de nimic. De fapt, ea asta urmărește, plăcerea femeia. Nu Iubirea. manifestarea. Nu Nu, iubirea. exact, nu manifestarea divină. Nu iubirea. Femeia ajunge să iubească numai când își reduce din absolute. Asta. Atât. Deci nu e de vină bărbatul, ci ea nu și-a redus absolute și îl determină pe el să vină să o contreze. Asta se întâmplă în familie. Deci, Deci ei sunt în familie nu ca să se iubească, ei sunt în familie ca să se ciundească, să se se ciocnească egourile, confrunte, se confrunte, confrunte da, cu, da. să scadă egourile. Da, acest lucru. Deci De să-și asta. ia ideea că în familie va fi fericire, nu să fie fericire, n-are cum. Ei se vor confrunta tot timpul. Și se și privesc ca niște adversari. Șoarecele și pisica, sau câinele și pisica. Aș veni cu un exemplu acum și aș vrea să-ți cer părerea după ce îl descriu. De ce în trecut și chiar și în zilele noastre, mai puțin să zic, pentru că acum a apărut materialitatea și comoditatea și oferta stăpânilor lumii de multe, multe comodități materiale, să zic așa, de ce în trecut în lumea de la țară, în cupluri, era stabilitate, Marius? Și o descriu de ce. Pentru că bărbatul era ocupat cu munca, cu calul, cu animalele, cu câmpul, cu totul. Femeia se ocupa cu copiii acasă, se ocupa cu îngrijirea, cu mâncarea, îi pregătea, îi făcea. N-aveau timp să se întâlnească prea mult fizic. Din când în când, poate la 2 săptămâni, la o lună, se duceau la un bal, la o petrecere, care se făceau în sate, în zona rurală. Dar poate și la oraș era așa. Nu știu să descriu oraș. Scriu că sunt născut la țară. Și atunci era armonia, adică nu se interesa atât de mult unul de altul și nu puneau preț, cum se pune în ziua de azi, că totul se învârte în jurul acelei relații amoroase, acelui contact sexual, care este un contact animalic de atracție. Că dacă nu ai asta, asta e credința, simțământul. Nu e asta, înseamnă că nu e liniște, nu e armonie, că așa mai domolesc eu lucrurile. Și acest lucru este, eu îl văd dăunător și chiar hotărător în distrugerea relației, pentru că punând, iarăși, este ca un principiu, clar, un ideal, un mod de viață. Adică eu, treaba asta mă ține în relații pe mine, că dacă asta nu mai există, nu mai e bun. Nu? Ce părere ai tu despre treaba asta? Este echilibru acolo. Acolo erau mijloace exterioare, inclusiv tradițiile, care amendau tendința naturală a femeii de a absolutiza idealuri, virtuți și reguli și de a își crește orgoliul. Deci era amendată din reguli sociale. Adică când întâlnea un bărbat, ea să plece în fața bărbatului. La masă trebuia să-i dea întâietate, prima dată mânca bărbatul. Tot felul de reguli în acestea în care bărbatul avea întâietate, care de fapt îi mișorau tendința naturală pe care o are femeia Orgoliu. de a-și crește orgoliul, da. Și de a-l crește orgoliu și Ca de a, să și obțină implicit ea echilibru. se cumva venea cu dragoste, ca să nu-i spunem supunere, venea cu dragoste La către început bărbat. pornea cu tradiția, după aceea se obișnuia și aia. Da. Și abia aștepta să-l vadă, era mândră de el acolo, că erau toți, se întâlneau bărbații cu bărbații, femeile cu femeile, dar când dansau împreună, mai duceau o damingeană de vin, de nu știu ce. Eu vorbesc exact cum se întâmpla la mine, unde m-am născut, deci. Și asta era general, cel puțin în zonă, în județele din jur. Deci, și în toată țara așa era. Deci se făcea distanța. Cumva ei respectau fiecare natura lui. Adică femeia se ocupa cu mâncarea, cu copiii, cu educație, cu tot timpul cu ei, cu menajul casei, cu gospodăria din jur. El se ocupa să aducă cei de mâncare, să facă, să construiască, să repare, să
toate confruntările astea, la pădure, adu piatră, fă, nu știu ce, construiește, ce știu eu, cumpără-ți un plug, repară un plug, sau, mă rog, și ulterior, după ce a venit tractoarele, fă, te duci pe tractor până seara, era obosit, era bucuros că făcea, el se concentra pe acțiuni, și era bucuria a ceea ce făceau ei, fiecare independent. Ia că își creștea copiii, ia că reușea copiii să fie oameni, luau note frumoase și erau tot timpul le mergea din plin, adică nu aveau probleme și nici în căsătorie și era o armonie. Și mai departe, bărbatul își ținea pe treaba lui de bărbat masculină, care era la fel ca și femeia, fiecare cu natura lui. Asta zic să se întâmplă atunci. Da. Da. Echilibrat natural. Totul e foarte bine. Dar și așa și acum, cu despărțire, fără despărțire, cu bumbăceală, fără bumbăceală, e foarte bine. E soluția divină care vine pe nivelul nostru de orgoliu, ce se întâmplă foarte bine. Să știi că chiar dacă știm noi cum ar trebui să fie idealul, când suntem într-o situație anume, Dumnezeu acționează prin noi asupra celălalt cu încredere de cuvință, nu Cu conform credere de idealului nostru. cuvinte, fără discuție, Deci da. degeaba știm noi un ideal, că el va executa, pentru că dacă el simte nevoia să scadă orgoliul, va scădea prin noi. Da, Și ne adică trezim deodată comportându-ne conform invers decât idealul pe care ne-l-am făcut. cum hotărăște el, fără discuție, dar și până acum, și tot ce am descris, dar ce vreau să spun prin aceste descrieri din trecut, e că Dumnezeu acționa mai mult de așa manieră încât era armonie între ei. Acum nu mai acționează așa. Acum mult mai instant și imediat diversifică situațiile. Îi schimbă foarte des partenerii pentru că nu se ajunge la înțelegere. Fiecare n-ajunge să înțeleagă natura lor. Este bine să știi că armonia egal cu nearmonia. Deci chiar dacă e nearmonie, este foarte bine că nearmonia duce Exact. la armonie până la urmă. Poate în viața asta oamenii nu se înțeleagă și se vor lovi în continuare. Nu-i nimica. Vor înțelege în altă viață. Sunt etape pe care le trecem, nu putem sări etape. Lecții pe care trebuie să trecem. Și sunt lecțiile lui, nu sunt ale noastre. Noi nu existăm, ego-ul ăsta nu are realitate. De fapt, fiecare, adică fiecare Dumnezeu din noi, că nu putem spune fiecare dintre noi. El joacă rolurile, joacă role Exact, care crede ele asta zic. cuvință. Ce pot eu să comentez dacă e bine, nu e bine, rău? Foarte bine. Adică nu pot să zic că este rău că femeia se desparte. Nu pot să zic că este rolul pe care el îl ia pentru acel om, pentru acea femeie, ca să o ducă în singurătate, pentru că singurătatea este vindecătoară pentru ea. Că nu poate, nu merită să stea într-o relație. Nu are nevoie să stea într-o relație. Nimic, ai orgoliu foarte mult, singurătatea îți va face bine. Deci, Da, și soluția aici. care deja se întâmplă, venind de la Dumnezeu, e perfectă și nu poate fi comentată. Și aici, de aceea, da, e momentul să înțelegem că, de fapt, tot ce face el, nu putem comenta nimic, este decizia lui și chiar dacă, bine, să zic așa, noi comentăm acum. Soluția lui. Și, Soluția lui. da, și, da, să comentăm cam care ar fi variantele lui, dar nu știm la care se oprește el. Nu știm niciodată. Adică nu putem să spunem Da, că. ne dăm cu părerea, constatăm niște chestii, dar Da, o exact. prinde pe femeie care orgoliu, are răutate foarte mare, pac, a lovit-o. Da. Și asta e. Și nu Adică pot să să. zic că e rău. E foarte bine, salvează sufletul, timp. Da, să ne înțeleagă cei care ne vor asculta că nu ne referim acum că dăm indicații cuiva, pentru că ar însemna că le-am dat lui Dumnezeu. Exact, Și să-l contestăm da, pe el, că ce a că făcut să el nu e fie, bine. că noi acum stabilim niște reguli în școala iubirii sau spunem că, uite, n-ați făcut bine până acum voi toți care sunteți sau unii dintre voi. Nu. Lăsați voi aici așteptările voastre, când se intră în iad. Deci ideea este că n-ai ce să schimbi la Dumnezeu, soluțiile sunt ale lui, noi doar ne dăm cu părerea.
Părerile noastre oricum nu le ia nimeni în seamă, că Dumnezeu nu le ia în seamă, că dacă o prinde pe cel cu orgoliul, pac, l-a lovit prin tine. Noi zicem despre noi, ce cuminte este, și deodată brusc îl lovește pe celălalt prin... și nu mai e Exact. cuminte. Da. Adică părerea noastră n-a fost corectă Nu din se punct ia de în vedere seamă, divin, că era cuminte. Nu era divinii nu ia cuminte. în seamă, nici nu contează pentru el. Ce bine, distrați-vă acolo, da? Eu nu pot să vă ascult. Da. Eu am orgolii de scăzut aici. Ăsta, ca să pot să țin viața în funcțiune. Da. Ce vă Păi ascult eu pe voi? asta este menirea lui prin noi, să experimenteze viața asta duală, că lui place dualul foarte mult, îi place, adică nu poate să rămână numai acolo să stea în non-dual, că nici noi, Se face prost, se face prost, neînțelegător da. și uite, joacă rolul. Da. Și jucând Și roluri zice să... că tu, Doamne, nu știi ce faci. Păi dacă a luat rolul ăla, e obligat să-l ia. Nu poți să Da. sară etape, pentru că el ia o personalitate din spate cu toate tarele lui, acele personalități pe care trebuie să o ducă la un nivel, așa cum are el o imagine. Știi? Și nu poți să sară etapă. Din cauza asta, oamenii, că noi zicem că cum nu înțelege? N-are voie să înțeleagă. Exact, Nu-i dă exact. voie să înțeleagă, știi? Acum, zice, nu-i timpul să înțelegi, tu mai trebuie să Nu mai e iei timpul, bubârnace. exact. Ia mai stai tu și așteaptă Adică să te calci alții în picioare până când te vei trezi singur. Da, cu alte cuvinte, spui foarte lucruri extraordinare. Adică Dumnezeu face exact ce vrea El în fiecare și noi ne dăm cu părerea și trăim cu impresia că Dumnezeu face prin noi acum, că ne-a dat un partener, că... dar noi nu știm planurile Lui niciodată. Nu știm. Că nu știm, că s-ar putea Exact. în Vorbim secunda degeaba. 2, peste o săptămână, peste o zi. Suntem ca câinele la care Deci, latră la lună. da. Adică el își schimbă, face exact, se experimentează pe Numai el, ce vrea face. ferește pe Și el, ia pe toate mai. rolurile posibile și de nepriceput și de păcătos și de Și trădător și de mincinos. cum spui foarte bine, el de la început, înainte de a ne întrupa noi, deja el știe ce are de făcut cu noi și e totul scris. N-are cum. El își urmează planul și noi venim și spunem acum, bine, Da. ne lasă, ne dă voie, ne folosește cuvintele, ne dă gândul să vorbim, dar... Asta atâta timp cât ai un eu care crezi că face ceva, dar când înțelegi că și răutatea femeii nu e răutatea femeii, nu e a ei personal, Da, că e ci a lui. este el care ia rolul de om rău ca să ducă personalitatea aceea în cine știe ce suferință. Pune-i șterge eul acela, îl distruge eul acela. Și când înțelegem că de fapt el e în toate pozițiile, ne lăsăm baltă toate interesele. Dar nu știu cât timp. Că ar putea să uităm. Deci noi avem această înțelegere acum, ni se pare, uite ce puternică este, nu? Ne relaxează, ce este cum, nu ne mai confruntăm cu nimeni. Dar nu se știe până când. Nu Nu se se știe, știe nu se știe până când. ce apare, ce ne apare în minte, ce ne toarnă el, Îndată se poate ce ne întoarce face. și deja omul acela care zicea că e cu minte, uite, dată brusc nu mai e cu minte. Deci totul este posibil la el. Sigur, acum, ca și, să zicem așa, tot ca o părere, că nu putem să stăm chiar... Să știi, Acceptăm totul, Costel, da? nu-i nimic de atins. Nu-i nimic de atins, efectiv, nu-i nimic. Ce se întâmplă cu pierde, cu câștig, cu despărțire, cu nu știu ce? Cu înșelări, cu trădări, cu minciuni, aha? Asta este viața. Dumnezeu este și așa și așa. Greșeala e la noi. Că noi credem că trebuie să fim într-un anumit mod, știi? Și când reduce aceste absolute, atunci nu mai ai ce să scadă la tine cel și viața intră în armonie de la sine. Pe de altă parte, în acest fenomen ce se întâmplă? Ne pierdem identitatea de sine, eul. Și când am pierdut eul, mai rămâne și Dumnezeu, decât Dumnezeu. Deci nu mai avem judecată, nu mai avem cântărire, nu mai putem să cântărim nimic, că e bine, nu e bine.
Suntem așa de fără identitate de sine. Adică Fără nu știu nimic. identitate și e el. Și atunci nu Știe mai că avem ei joacă noțiunea rolul de... și Da. nu le mai afectează nimic, dar nici un rol nu mai poate să vină spre noi și atunci intră în armonie viața de la sine. De-aia, deci toate situațiile de viață, sunt milioane de situații de viață, rolul lor este să te ducă în starea aceasta de pierdere a identității de sine, eului. Să nu crezi Asta e că este final. un eu care trebuie Adică apărat. unirea cu el. Da, Adică unirea cu el. uniunea cu el. Să Trăirea atingi ceva lui. ideal, nu trebuie să atingi nimic. Nu ai ce să atingi. El întotdeauna a fost acolo, de numai că n-am știut. Corpul ăsta este al lui în continuare. Și când credem altceva, când crede că avem un eu, tot al lui e. Tot nu se poate face nimic. Nu se... Adică până la urmă, Nu schimba nimic. bine, tot el vorbește prin noi, dar vorbește cu un eu acum, ca să ne confruntăm de ideile. Dar asta fiindcă ne lasă el să ne confruntăm ideile, Îi place, îi place asta. Păi îți dai seama că altfel nu se... Și eu am pățit chestia asta. M-a dus pe la 11 ani, m-a dus în lumea dincolo, dincolo de fluid de gânduri și apoi îmi zice, ia du-te tu înapoi, păi ce îmi distrugi mie lumea? Că dacă îți dai seama, dacă tu îți dai seama că Dumnezeu e peste tot, nu mai ești inactiv. Știi? Se blochează tot. Nu, te duci, uiți totul și uiți de la capăt. Pentru că după aceea, când ai un eu, aspiri spre un ideal. Și aspirația asta spre un ideal, el își cunoaște așa limitele prin aspirație. Dar acest joc, Marius, adică euul este la fel de necesar ca și sufletul, pentru că fără eu n-ar putea să fie jocul lui, n-ar Exact. exista jocul lui. Exact. Acest eu e la fel de important ca și sufletul. Nu pot Exact. să, nu putem spune că egoul e mai bun sau e mai rău decât sufletul. Este egal. Adică fără el nu se produce viața, nu se produce această balansare, această mișcare tot timpul, care este viața, care este el, este jocul lui până la urmă, jocul lui Dumnezeu prin ego. Și fără ego nu ai cum să ajungi la suflet, că din ego te duci la suflet și după aceea, sau el se duce spre suflet și se manifestă suflet și după aceea vine iarăși și se manifestă ego. Deci, în cele două frecvențe. Dar și astăzi vedem situația aceea când bărbatul este prea umil, prea acceptă totul, știi, și întărește femeia, întărește orgoliul femei atunci și nu o corectează în niciun mod, da? Și atunci el, de fapt, își neagă natura. Deci, în mod normal, el ar trebui să simte că în momentul în care acceptă toate nebuniile femeii, toate exagerările, la toate comportamentele aiurite ale femei, dacă el acceptă așa, el își pierde din natură. Adică este neglijat, este dat la o parte de femeie, nu-l mai bagă în seamă, nu-l mai, El îl simte vede că se greșit. înșală pe sine, el simte că își neagă natura lui. Natura lui este să fie puternic și să poată să aibă autoritate. Deci își neagă autoritatea și el se supune. Când el, natura masculină, e să aibă autoritate. Și el se supune și atunci își pierde din natura masculină și apoi începe degradarea vieții lui. În același timp, femeia devine dominatoare. Deci se schimbă raporturile din familie. Și el suportă mai departe toate acțiunile femeii, că el devine inactiv. Deci El nu trebuie să mai are înțelegem forță. că femeia nu poate să iubească decât un bărbat care are autoritate și o domină. Numai pe acel bărbat ea poate să-l iubească. Pentru că o impresionează, pentru că ea duce stabilitate și siguranță, indiferent cum este el. Și el numai acest bărbat care are putere, care realizează ceva în viață, este bătăios și mai departe. Un bărbat care e de acord cu femeia tot timpul, nu mai este bărbat, e femeie. Și Își neagă natura. orice acord al bărbatului care este repetat, este clar că el intră în feminin. Și atunci s-a terminat relația. N-are cum. Ori îl lasă acolo să-l încezească, dar el dacă rămâne acolo, rămâne neîncărcat. Atenție, rămâne neîncărcat, că nu mai e valorizat chiar la nivel de gând, la nivel de ce simte ea față de el. Nu mai simte să-l prețuiască ca și cum n-ar fi. Și atunci el se îmbolnăvește. Că nu e încărcat de ea. Nu? El nu e Dacă nu-l încărcat. apreciază, nu-l apreciază. Și apoi îl domină. Da. Și el, dacă se vede că nu este ascultat, știi, normal, ar trebui să facă în așa fel încât să-și apere masculinitatea,
ori să nu-i acordă atenție. El nu are calități masculine ca să poată femeia să-i se supună. Și femeia simte, măi, ăsta nu poate să... Deci el când spune un nu, deci un bărbat adevărat, când spune un nu, nu, femeia îl respectă automat. Respectă și el să țină de cuvânt, evident, El să se ține ține de de cuvânt, a cuvânt. spus nu, se Dar ca duce să cu poată să capul, aibă pământul se albe, acest indiferent cu nu, orice consecințe. da, el Adică. trebuie să se confrunte cu viața, să-și crească bărbăția, știi, Exact. sau să capete autoritate și mulțumirea de sine, să poată să fie mulțumit de el și să realizeze ceva în viață. Și Numai atunci în că confruntarea, numai în confruntarea cu viața, Marius, bărbatul greutățile, devine sigur, bărbăție. El, sigur. dacă stă acasă, e inactiv. N-are cum. N-are Și cum. dacă se uită tot timpul la femeie, la fel, n-ai ce să Nu. asculți la femeie. Deci în sine și femeia nu-i place să acorde toată ziua toată Da, atenția. da, da, că o sufocă, Îi ia din libertate. din Femeia libertate, îi place foarte mult să fie să liberă. fie, da, așa este. Da. Deci, cum a lăsat Dumnezeu? Bine, bărbatul să fie masculin, să-și vadă treaba lui și să nu-i acorde toată atenția, femeia la Și fel, să întâlnesc, să-l când s-o simtă întâlni, puternic. da. Nu? Deci să-l simtă puternic, altfel nu-l apreciază. Și nu-l încarcă cu energie, degeaba. Pe un bărbat care doar se supune, nu-l încarcă cu energie. Ca să-l încarce cu energie, bărbatul trebuie să fie mai puternic decât ea. Mai pe acela îl poate încărca cu energie. Dar un bărbat care este doar supus, nu-l încarcă cu energie. Din contră, ia din viață. Ia viață. Ce este? Ce este perfect, da? Așa. Simt acest lucru. Am acum în imagini toate care mi s-au derulat din viața mea și din viața celor apropiați de mine, din familie. Într-adevăr, așa, e perfect. Femeia simte momentul acela și e momentul de ruptură în care nu mai există. Relația nu mai se clatină. Dacă el nu este atent să confrunte cu viața, pentru că viața lui este mereu să fie implicat în acțiuni, acțiuni care să aducă, să-i dovedească femeii că el face ceva, că el realizează ceva. Și acel lucru o face pe femeie să aibă încredere și acea încredere este Dar și el transferul să fie mulțumit de el energiei. însuși, că el nu e mulțumit dacă nu face ceva. Deci are nevoie de confruntări. Și acea mulțumire a femeii că el a făcut este momentul în care îi acordă transferul ei din 80% lui. Și atunci el este mereu, mereu este încărcat ca Îl lume, ca apreciază, îl ființă. apreciază, pentru că el e un victorios. Care femeie nu ar putea să-l aprecieze? Apreciază întotdeauna bărbatul care realizează ceva în viață. Și învinge viața, greutățile, ca ea se bazează pe un asemenea bărbat, că îi asigură stabilitate și siguranță. Bineînțeles să nu greșească el, că mai sunt bărbați care greșesc și îi aduce Îi marea și sara, corectează, îi corectează el. da, îi face o vilă, nu știu ce, și atunci se dereglează. Femeia. Nu trebuie să nu trebuie să aduci totul. Nici nu-i nevoie. Adică lasă tot timpul, trebuie să lase tot timpul loc în care femeia să vină să-l consulte, să vină să își mai dorească ceva de la el, să mai aibă ceva de făcut pentru ea și pentru familie. Nu tot timpul să-i dea totul și gata. Dacă i-a dat totul și s-a Creștea dovedit goale asta. și atunci a apărut distanța. Da. Am avut cazuri, de exemplu, chiar în familia mea, care au lăsat proprietăți, au lăsat case, mașini, i-au scris de la început, au fost la a doua căsătorie și ca să fie împreună, i-a trecut bărbatul tot. N-a durat mult și asta se întâmplă frecvent, i-a zis pa, pentru că i-a făcut prea mult, adică avea de toate, nu-i mai trebuia, nu mai era bun de nimic el. Nu mai era interesant. Da, deci tot timpul, vezi, asta este, să fie mereu acea distanță între ei, care bărbatul trebuie să o facă. Bărbatul trebuie să facă lucrul ăsta, distanța. De ce bărbatul? Pentru că el are tendința, având 20%, să fie de atras de magnetul acela sexual al ei. Partea ei sexuală este atras ca un magnet foarte frecvent. Ori acest lucru, dacă el face distanță, atunci o aduce pe ea, distanța îi creează ei curiozitatea să vadă cum e el și vine spre el. Ce face el? Deci să știi că este bine, întotdeauna ce se întâmplă, chiar necunoașterea femeii sau vulnerabilitatea ei sau chiar telurul cu ei, este bine cum este, pentru că face picantă viața, o face, are gust viața. Dacă nu pui sare în bucate, ce mai poți să mai mănânci? Ai nevoie de sare și piper.
Și piper, că ia foc. Deci femeia este cu sarea și bărbatul cu piperul. Numai că piperul în ochi ustură. Da. Păi și starea face rău la stomac. Da, crește tensiunea. Și crește tensiunea, sigur, nu mai Deci începe, două arme perfecte. intri în fibrilații. Egale. Deci ce se întâmplă este foarte bine să fim îngăduitori unii și cu alții și să fim înțelegători, dar fiecare să-și vadă de treaba lui. Să ne acceptăm, dar fiecare cu treaba lui. E, aici e arta. Cât și cum rezistă, că ăsta este un joc, adică mereu să faci această distanță fiecare cu treaba lui, dar în același timp să știe unul de celălalt. Știi? Adică fiecare cu treaba lui, dar să fie împreună, știi? Cumva. Asta la nivel de ego, care are impresia că el influențează ceva, dar de fapt, în realitate, În realitate, niciun ideal al nostru nu se întâmplă. treaba de sus, el face totul. Da, el Toți. aranjează cu credere de cuvință în momentul acela. Deci să fim toate, nu suntem grozavi, ca ego nu suntem, noi suntem pe nicăieri. Încă Și căutăm noi să înțelegem lumea, dar nu putem înțelege, nu, e nu. varietatea Și prea mare. exact, noi nu putem înțelege lumea pentru că lumea este mâna lui, este manifestarea lui. Și noi Exact. niciodată nu reușim Să pe el cunoaștem fiind în pe... noi, noi nu reușim să știm planurile lui ce face, pentru că el, să fim pregătiți, că am eu o vorbă, așa, o glumă în familie și la prieteni. Tot timpul să ai geamantanul lângă tocul ușii la ieșire, din casă, din apartament, să ai un loc acolo nevăzut unde ții geamantanul pregătit în caz de alarmă. Deci tot timpul să fii pregătit de plecare. Nu știi că Dumnezeu schimbă mintea bărbatului sau a femeii și trebuie să te desparți. Ai plecat. Deci Fiecare cu geamantanul nu, lui, nu? adică alarma trebuie să o ai tot timpul să fii în stare de alertă, adică pregătit. Alerta durează câteva secunde și ești imediat evacuat. Ești imediat Cert este un lucru, că noi, cumva, și cu eul acesta, putem obține o armonizare a vieții în măsura în care renunțăm la eu. La pretenții, la așteptări, la principii, idealuri, la toate astea. Renunțăm la ele. Când ai renunțat la ele, lași pe Dumnezeu să le armonizeze și Păi, ca intră în să. armonie de la sine. Nu-i nevoie de tine nimic, atâta trebuie să înțelegem. Da. Ca să Și renunțăm noi la de ce eu. vorbim atâta 5.000 de filme ca să ajungem să nu mai vorbim? Ca să ajunge la concluzia că nu trebuie să mai vorbim. Că am vorbit degeaba. Când de fapt nu aveam nevoie de nimic din toate astea. Adică ne-am făcut demonstrații singuri. Păi, am vorbit atâta, dar am vorbit degeaba, că tot el ia hotărâre Tot final. ele au hotărâre și oricum e bine. Da. Acum, ca să ajungem la Dumnezeu, avem de făcut, mă rog, avem, ghilimele, adică ar fi dăruirea, restrângerea și unirea contrariilor. Dacă facem aceste trei lucruri, putem să accesăm mai repede, să trăim, să accesăm, să trăim mai repede starea divină. Adică să îl pierdem pe ego. Exact. Asta, de fapt, vreau să spun. Mulțumesc. Ca să-l pierdem pe ego, asta trebuie să facem. Dăruire, restrângere și unirea, să unim contrariile. Adică să spune și așa e bine și așa e bine. Dăruim, ne restrângem, ne golim, vine el, după aceea îi spunem lui și recunoaștem lui, e bine și așa, Doamne, e bine și așa, Doamne. Ei, Aș cum aceste crezi că lucruri, și dacă așa le eu sunt facem, prost. da, că oricum nu sunt pe nicăieri. Oricum sunt o invenție. Da. Și aceste lucruri, dacă le facem, nu, scăpăm de diavol. Scăpăm mai repede. Mai repede. Nu mai e nevoie Scăpăm. să te lovească ceva, că nu ai ceva de apărat. Dacă nu mai apări nimic, nu te mai poate lovi. Da. Și realitatea intră în armonie de la sine. Deci nu se poate obține un rezultat, adică o viață frumoasă, adică fără conflicte, decât în momentul în care lași armele jos. Renunți la luptă și la apărare. La eu, renunț la eu. Că zice în Tao Te Ching, că noi am făcut împreună Tao Te Ching, ce zice Da, acolo? da. Non-intervenția. Tao este non-intervenție. Adică să lași în pace. Lași în pace viața și ea de-abia atunci când iei mâna de pe ea, ea intră în armonie de la sine. Singurul lucru pe care așteaptă viața de la tine este să o lași odată în pace. Să scape Păi, de tine. eu, când spui eu, este satana, nu? Eu Că este ego, diavolul da, satana. pune pe primul loc
Binele Totdeauna propriu, binele ceva propriu. mort, ceva mort, deci, decât ce e viu, deși tot timpul numele lui propriu, care Se ridică nu. pe sine, da, mai presus decât Dumnezeu care e viu. Da. Da, nu mai e absolut nimic de comentat, nu mai e nimic de. Ce ai ajuns să te oprești? Nu, n-am ajuns, dar adică nici nu știu dacă am ajuns unde, dacă am ajuns unde am Intervine ajuns, da? Dumnezeu și face uite așa. Pac! Da. Uită tot. Eu de la capăt. Da, păi Mai o luăm facem de la 5.000 de capăt, că filme. azi de la ora 19 iar mă duc acolo să văd, să mai văd cu. Să văd ce confruntări mai sunt, cum se mai manifestă Dumnezeu prin ei, prin oameni, prin toți, prin noi. Deci aici trebuie să se înțeleagă, hai să mai repetăm, în momentul în care bărbatul cedează în fața femeii, el își pierde din natură, natura divină, el nu are voie să cedeze. El trebuie să înțeleagă natura femeii, că este variabilă, știi, și că ea până nu scade orgoliile, nu poate să existe iubire și să fie înțelegător cu situația asta, că nu are ce să facă, da? Și să-și vadă de treaba lui că Dumnezeu rezolvă problema mai departe. Deci Deci tot acolo ajungem, nu Marius, poate să să ne corecteze. lăsăm pe mâna lui Dumnezeu și noi Se bărbații. poate ca Dumnezeu ți-a mintea și lucrează împotriva ei într-un anumit mod corector, cine știe ce soluție găsești. Dar condiția de bază a relațiilor este ca fiecare, și te rog să spui tu, dacă e așa, să te aud pe Să-și tine, găsească te aud. natura, dar în ordinea egoului asta. E în universul egotic se întâmplă asta. În universul egotic, în Exact, ordinea egoului. exact. Că în universul lui Dumnezeu vine și Nu, ne vorbim în universul ăsta răvășește. egotic, ca fiecare să fie în natura lui, Da. să-și vadă de natura lui. Să vezi o chestie. Cu cât vei zice, stai acum, acum o să fiu atent să nu greșesc, o să fiu atent să Da, nu. că urmărești, fără să-ți dai seama, acela e momentul în care tu Îți urmărești ceva, amintea, să ajungi pac, undeva. și o să te comporți invers decât vrei. Exact. Da. Deci nu avem voie, mă rog, nu avem Nu voie. avem Dumnezeu. control asupra nimica. Exact, Când vrei exact. să câștigi controlul, pierzi controlul. Pierzi controlul. Da. Păi, vezi, de-aia spune Lao Tzu că să fii ca apa moale, adică, băi, și dacă aruncă în tine cu pietre, în apă, da? Și dacă aruncă cu broaște, și dacă aruncă cu nu știu ce, tu accepti totul cum este. Să fii moale ca apa, adică acceptare. Și ce înseamnă apa? Ce înseamnă acceptare? Apa este chiar Dumnezeu, moale, că El este moale. El îngăduie, acceptă tot, se manifestă tot. Asta e cea mai mare putere. Să nu ai putere, să fii lipsit de putere, să fii cel mai moale. Să înțelegi să ai natura asta de acceptare, de acceptare așa cum este. Deci totul este bine în fiecare clipă cum este, pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte și nu poate fi comentat. În momentul în care îi comentezi, distruge comentariul. Dar cel mai grav este că noi comentăm nu verbal, comentăm interior. Și Apărăm un ego, da. ăla e exact. Noi Când comentăm apărăm un aici la ego, nivelul interior și la gânduri când și apărăm un ego, ne va face viața un chin. acolo este. Că trebuie să ne facă un chin. Că Ca să ne nu poți să. desprindă de eul acesta, că noi nu suntem eu. El nu se ocupă decât cu o singură problemă. Tot timpul ne distruge toate lucrurile care noi identificăm cu ele, cu virtuții, idealul, principii și reguli, ne identificăm și ăla este eul. Dar eul ăsta este chiar diavolul. Și noi întotdeauna când luptăm și apărăm, apărăm un diavol. Noi, sufletul nu se apără. De Dumnezeu nu aici, apără. de aici pleacă, de la identificarea asta cu eu, care nu ne dăm seama de cele mai multe ori, așa de fiindcă ne identificăm cu un eu, tot cu un eu căutăm să ajungem undeva, credem în nu știu ce ideal sau fără să ne dăm seama, automat vrem ca să ajungem undeva, să facem ceva, să fim ceva, când noi nu suntem nicăieri, când e el. Și nu avem de ce să facem nimic. Nu avem voie. Exact ce vorbeam mai înainte, nu mai e nimic de spus. Nimic de gândit. Nimic. De gândit și apoi de spus. Nimic. Pentru că e el. Nu? El joacă toate rolurile și joacă și Acest. rolul de egotic.
Da, acest eu pe care noi îl avem foarte accentuat de la naștere, că așa este planul ăsta fizic, dual material, că avem eu. Și acest eu, tocmai pe parcursul vieții, trebuie să-l dispară, să nu-l mai avem. Și să nu dispară. Și să nu dispară, să fie el. Adică, cu alte cuvinte, să știm că e el. Cu alte cuvinte, nu eu, el e. Și atât. Deci, probabil la un anumit moment o să ajungem să fim de acord cu toate părerile. Aproape nu o să mai poți să spui nimic, că nu mai îți vine să spui nimic. Dar s-ar putea, după când se ajunge la acest nivel, să zică gata, ai uitat, iau de la capăt. Iai de la capăt, da, l-am Iarăși obținut, voi cu întrebările. Noi avem impresia că non-dualitatea este un prag la care se poate ajunge, este un ideal, dar nu este un ideal. Când atingi non-dualul, începi să distrugi dualul și nu-ți dă voie. dar noi atingem, Marius, fiecare atingem pe parcursul vieții și non-dualitatea, sau chiar și în cursul unei zile. Avem flash-uri când suntem și în non-dualitate. Noi aici, da, în școala iubirii, dar de obicei oamenii sunt polarizați tot timpul. A, da, nu vorbim despre noi, Ei da, sunt am în uitat să luptă spun. unii cu alții tot timpul, că sunt divizați. Adică noi mai atingem și non-dualul și Și eu mă atunci. gândeam ce ciudat, toată înțelepciunea lumii, milioane și milioane de cărți, biblioteci și mai departe sunt zero, că ei sunt polarizate. Nu faci nimic cu ele. Ce dezbat? Noi dezbatem acum, dar dacă vine și ne mișcă gândurile și mâine dimineață ne trezim cu altă înțelegere și spun că nu mai putem să gândim altfel, nu mai putem să ne exprimăm altfel. Ce Nu facem? numai, dar polarizarea care este dată în aceste biblioteci, aceste milioane de cărți, miliarde de cărți, polarizarea asta te face să fii radical. Și generează lumea aceasta de defectă, de plină de suferință. Păi nu, dar și dezbaterile, Marius, că la un moment dat ajung dezbateri nesfârșite în care se întorci pe toate părțile. De Da, ce e da, da, așa? De ce e da. așa? De ce Biblia e aia? De ce e aia? A apărut și atunci, a apărut și acum. Ce mă interesează? A fost Dumnezeu. Atât. Pentru că și aceste lucruri ne aruncă, aceste analize ne aruncă tot într-o a-l judeca pe el până la urmă. Pe Dacă asta stăm facem. Da, că de pe ce face fundament, lucrurile așa și în altfel? da. De ce s-a despărțit? De ce a mințit? De ce Dumnezeu a trădat? Păi aia e că trebuia să facă asta. Totul e bine așa cum este, nu se poate comenta nimic. Se poate, nu se poate, nu se poate. Rămâne doar atât dacă reușim, el reușește de fapt și reușește când știe el, să admirăm, să mai avem reacții. Să mai avem. Și tot el stabilește, bă, stai un pic, că a trecut termenul când Prea mult ai admirat. ai avut Ia treci la admirație muncă. și hai că acum mai ai trebuie să ai și Ia mai sapă reacții. tu grădina. Acum, hai că mai ai și reacții, da, sapă grădina acum, o să pară, da, ce face? Nu, nu să stai să te uiți la grădină, ci nu sapă. Cum? Da. O lume minunată. Nu-i nimica de critica la el niciodată. Păi asta e farmecul vieții, Și în farmecul momentul în vieții. care nu mai ai niciun fel de critică la el și nu mai zici că ceva, nu mai împarți în ceva bun, ceva rău, atunci niciun rău nu poate să vină pentru că n-ai absolutizat nimic. Și atunci realitatea intră în armonie de la sine, fără tine. Nu-i nevoie de tine nimic decât să o lași în pace. Lași în pace, da. Și atunci intră în armonie. Doar o privești, nu știu cum să zic, o înțelegi, hai să zic cuvântul ăsta, o înțelegi, care e de fapt tot înțelegerea lui, că totul e perfect așa cum este, tot ce se întâmplă e cum este, ești, nu știu, devii el observator, sau nu știu cum să spun, el pe el se observă, se vede. Deci, nu mai e. Uite, întrebarea pe Nu, care o spune Viorelia aici. Femeia să fie supusă bărbatului sau femeia să supună bărbatul? Iar zice, aici nu pot să intrăm în liniște. Dar de ce trebuie să supună bărbatul? Sau de ce trebuie să se supună bărbatului? Nu se, n-are cum să se supună, că dacă face forțat și nu-și scade orgoliu, nu, nici măcar supune o să fie.
Era o doamnă la Iuliana care zicea, eu am stat 7 ani cu basket, cu Adidas și rupți. Am muncit într-un grajd, făcut birouri, știi? L-am slujit, știi, pe ăsta și n-a făcut nimica pentru mine și nu mi-a acordat niciun fel de atenție și mă îndepărta, știi? Ce le văd că nu obține nimic. Păi, ai idealurile acelea, n-ai cum să Păi vezi. da, ai vrut să obții, ai vrut Ai să vrut să obții, obții. te-ai gândit. N-avem voie să gândim. Păi aici, Marius, și aici iarăși e o cheie foarte importantă. Să nu gândim deloc că noi de la gând, că noi, Dumnezeu prin noi, gândurile noastre sunt gândurile Absolut, Lui și gând... absolutizarea unor idealuri, aia produce. Și gândurile că vrem să ajungem cumva, că vrem să fim cumva, noi intrăm în conflict, îl judecăm pe El, Și vine de când la El e în religie. noi. Să știi, religiile pun niște principii pe primul plan și ăla sunt distrugătoare. Și Păi de devenim acolo. radicali. Și nu Păi de putem să acolo sunt. acceptăm. Și Păi mă uit, trăim pe invers. da, mă uit pe net ce bombardări vin cu tot felul de citate de pe toate site-urile astea religioase, de pe toate canalele lor, și din afara țării. Toate sunt numai despre eu, toate sunt îndreptate spre binele tău, bunăstarea ta, dreptatea ta, n-ai treabă cu Și eu zic exteriorul, foarte bine, mergeți la luptă, că asta vreți. da. Nu sunt despolarizați, Adică veți fi la luptă. ne Luați la îndeamnă război. în continuare să Creați facem. războiul. Da. Da. Absolutizarea creează războiul. Pacea creează războiul. Pace, crezi? Păi Când spuneați... nu poți să stai nici în pace prea mult, Nu că pot. n-ai cum. Simona zicea că s-a dus la o conferință, nu știu, la Berlin despre pace și toată lumea a pregătit acolo o săptămână de zile, toată lumea vorbea despre pace. Și i-a zis, Simona, du-te la tribună acolo și spune că pacea creează război. Și s-a dus? Nu s-a dus. Nu s-a dus. Dar poate mai sunt conferințe din asta, dar îi distruge pe toți și poate îi dă o de Îi afară. distruge, dai seama că o dă afară dacă spune asta. Adevărul nu poate fi spus. Nu poate fi spus, dar... De ce? Pentru că când absolutizezi pacea, crezi inversul. Crezi De-aia invers. pacea creează... Deci cu cât investești mai mult în pace, cu atât de fapt investești mai mult în război. Deci nu poți în lumea asta nimic, în niciun domeniu, să Să pui ceva ajungi mai sus. Nimic. lipit, să fii mai sus, să fii fac Nimic mai nu-i mult mai bine. post, vreau să stau mai mult în frig ca să ajung la Dumnezeu, vreau să fac mai mult soare ca să mă Dumnezeu vitaminizez. e Deci viața asta, tot. lovituri care e obișnuită. Deci Asta e totul. divinul. Ce se întâmplă e bine. Pe undeva, uite, îmi vine în acest moment o conștientizare și am să o spun. E exact sinonim cu alimentația. Noi nu putem, organismul uman e construit de așa, în general spun, că sunt și excepții, dar vorbesc de, în general, regula care a făcut-o Dumnezeu. Nu poți să trăiești cu aceeași mâncare mereu, Marius. Nu există ființe care să trăiască cu aceeași mâncare la infinit. Deci mereu trebuie să fie diversificată. Cum și starea interioară a unei ființe nu poate să stea mai mult fără să interacționeze, să comunice. Se îmbolnăvește. Nu poate să nu comunice. Dacă și s-a făcut experiență când izolezi un om și nu intră în comunicare. Deci sunt absolutizări aceste exemple care Da, le dar le spun. păstrează toată viața omul. Știi? Deci este capabil să le țină toată viața acolo în el, să se Asta raporteze e. la ele. Exact, asta e. Deci hai să vedem întrebarea. Femeia să fie supusă bărbatului? Deci a se supune este o forțare. Dacă are regulile din spate absolutizate, nu poate să-l slujească pe bărbat cu dragoste. Deci nu este dragoste. În momentul în care a scăzut absolutele, atunci nu mai poți să spui că e vorba de supunere, ci este vorba despre dragoste. Și nu se mai pune întrebarea aceasta. Deci nu Exact. este ceva forțat, ci de fapt este dragoste și dragostea se manifestă și sub formă de dăruire de sine. Continuăm. Femeia să supună bărbatul? Cealaltă întrebare? Păi, ideea asta iarăși nu există, că îi merge în cap, îi vine în cap această idee să supună bărbatul în momentul în care are absolutismul acela și are niște idealuri, că căsătoria trebuie să fie așa, bărbatul Vrea trebuie să să fie într-un fie fel casnic, bărbatul, să nu se să ducă fie după alte femei, să nu fie mincinos, trădător și mai departe. Când are aceste idealuri, întotdeauna bărbatul îi se opune, îi se opune ca să distrugă idealul și ea simte nevoia să se împotrivească.
și să lupte cu el. Și de aici vine lupta asta cu bărbatul. Dar nu este bărbatul divin, el trebuie neapărat să-i se împotrivească, lucrurile trebuie să nu fie cum și-a făcut ea idealul, că și-a făcut idealul. Că Deci problema din nu este cauza idealului bărbatul. care și l-a făcut. Trebuie să Da. și le scadă pe ăla și atunci bărbatul intră. Da. Cine știe, Dumnezeu se duce și îl schimbă cu alt bărbat, treaba lui. Pentru că trebuie să înțelegem că ei întotdeauna ei sunt împreună ca să-și distrugă orgoliul, ei nu sunt împreună ca să se iubească. Exact. Da. Adică, cu alte cuvinte, sunt împreună ca fiecare să rămână pe natura lui. Pe Că ei nu natura lui reușesc și să să fie în natura evolueze, lui. să-și scadă din absolute, ca să evolueze interior, să-și atingă natura fiecare Ca și să poată trăi împreună. Ca să poată trăi să poate să împreună. atingă iubirea și înțelegerea, să-L vadă pe Dumnezeu peste tot. Aici este problema. Când femeia va vedea pe Dumnezeu peste tot, atunci atinge nivelul de iubire, dar nu mai poate să folosească, să funcționeze cu bărbatul acela. L-a scos din funcțiune. Că Deci și-a Dumnezeu făcut îl ia și zice, treaba. acum mă ocup de Nabucodonosor. Și îl ia pe Nabucodonosor și îl duce la altă femeie. Și-a făcut treaba, atunci Dumnezeu îl extrage și Și-a spune, făcut gata, ți-ai făcut rolul, te-am datoria. dus, deci bine, bine ți-am făcut. Te-am dus în iubire. Și apoi poate să-i se dea pe cineva pe nivelul ei de vibrație și de înțelegere pe care o are. Deci există, se poate să se atingă iubirea, dar nu e de la început. De la început nu. Ele au ideea asta să-și conserve familia, să-l schimbe pe bărbat, dar nu se poate schimba decât să scazi tu orgoliile, dar după aceea, deci fenomenul ăsta exterior nu poate fi controlat de noi. Dumnezeu ia pe oameni și îi mișcă funcție de nivelul nostru de orgoliu, de atașamente. Pentru că ele vor un model ideal, să Model fie ideal cu să-l același urmăresc. model, o țintă, au o țintă de atins, își propun ceva de atins, un model ideal. Ori acel model ideal nu există, pentru că Dumnezeu este în toate pozițiile. El nu stă pe un model, El este în toate modelele. Aici e. Da. Și răspunsul care l-am dat a fost în felul următor. Se manifestă același Dumnezeu prin amândoi, în mod egal, dar ia roluri diferite. Și nu este nevoie să facem ceva anume. Nu avem nicio grijă că el va face, că el oricum va face ce crede potrivit să facă, conform planului cu care îl are cu fiecare din ei. Dacă se supune și vrea să atingă un ideal, femeia, îl întărește pe bărbat împotriva sa pentru că vine să distrugă idealul fixat și absolutizat. Dumnezeu. Din bărbat. Deci nu poate să se spună. Nu are decât o singură soluție, să-și crească înțelegerea că nu se poate absolutiza nimic, că îi letocește prin oameni. Și când lasă armele jos, atunci, de drag, merg unul spre celălalt și vrea să fie fericiți. Și atunci nu mai poți să spui că este vorba despre supunere, ci de dragoste. Da? Sau nu. Deci când își termină unul sau altul, își termină tema, și ei nu se pot schimba interior, Dumnezeu ia și schimbă din locul respectiv. Ceea ce am câștigat și am observat noi, făcând Biblia și cărțile cu Salvatorul, este acest domeniu al absolutizărilor. Și am văzut cum sunt distruse conform poruncii întâi. Nu ne dă voie să ne facem idol. Și așa evoluăm. Femeile s-au supus ca să obțină un rezultat ideal și nu a fost dragoste acolo și nu au primit reciprocitate. Și din cauza Exact. asta se plâng. Asta e. Da? Asta este. Asta este. Pentru că s-a urmărit tot timpul un scop fără să-și dea seama. Poate că fără. Și chiar cred că fără să-și dea seama și-a urmărit un scop. Și atunci acel scop nu și-au dat seama că a urmărit un scop, dar scopul a fost nu să-și scadă orgoliul și să aibă o comportare naturală, fără așteptări, fără Deci idealul e niciun ideal. Dacă își niciun face ideal. idealul, că Exact. ele și-au făcut idealul iubire fără condiții, iubire divină, idealuri. Păi când ai făcut idealul ăsta și l-ai fixat, va trebui să ți-l distrugă. Va fi distrus. Păi Că asta nu-ți este. lasă ceva mai presus decât Dumnezeu. Ce? Nu, să nu ai alt mântuitor, Asta. să nu-ți faci idol, să nu-ți faci chip cioplit. Nimic din lumea asta să nu pui pe prim plan, că nu sunt eu acolo. Adică să mă lași pe mine, să știi Ești că nebun? eu sunt, nu ești tu. Eu sunt. Și Eu el sunt, spune mereu, acceptă-mă. Deci eu eu sunt sunt cel plus și ce minus sunt. la un loc. Viața așa cum este, sunt eu. N-ai ce să schimb la ea.
Că îți vine prin necazul, păi necazurile sunt perfecte. Noi am pus o etichetă negativă la vindecare. Necazul, neplăcerile, pierderile, dramele personale sunt de fapt vindecarea. De ce să pui o etichetă pozitivă, negativă la ce este vinul? Deci noi încercăm să ne reparăm pe Dumnezeu, că să nu avem necazul. Păi serios, vine și te distruge. Nu poți, e vindecare acolo. Nu. În momentul în care vrei să înlături vindecarea, îți vine cu o forță mai mare și te calcă în picioare și te trezești cu boli de lungă durată. Și nu știi de unde a venit. Deci totul este legat de neacceptarea lui, nesimțirea lui, netrăirea lui. Noi nu trăim că el e în tot. Nu suntem convinși, nu suntem. Exact. Ne facem idealul și nu avem voie să ne facem niciun ideal. Nimic dumneavoastră nu poate să fie Nimic. făcut ideal. Absolut nimic. Nici o căsătorie ideală, nici nimic. Nimic, nicio situație de viață. Absolut Este nicio situație, niciun eveniment. viața așa cum este idealul, nu e ceva de atins sau de obținut, deja se întâmplă. Deja se întâmplă. Idealul deja se întâmplă. Faptul că existi este cel mai mare miracol posibil. Nu Exact. există ceva mai miraculos de faptul că existi, că în Exact. momentul în care nu mai existi, nu mai poți să constați miracolul. Exact. Exact. L-ai pierdut. Pentru că El este în tot și atunci El fiind în tot, El acționând, nu noi, noi nu suntem, de fapt noi vorbim ca să, nu știu, să evidențiem că suntem, de fapt, dar de fapt Ca să ne dăm seama că nu-i nevoie să vorbim. Nu știu. că Suntem da, sunt, nebuni. Am înnebunit un pic. ca să, să vorbim, să spunem că suntem un eu, un ego, Da, doar atât, și cred el că de aia zice, care vorbim. eu? Știi că nu-l văd. Nu, să trăim noi cu impresia că suntem un eu, când de fapt Grozav, e da, el. care face ceva, care realizează ceva în viața noastră. Nimic. Deci nu e nimic adecoritat. Și chiar dacă lucrurile nu merg bine, este foarte bine. Chiar dacă e minciună, e trădare, e pierdere, e despărțire, foarte bine. Sunt soluțiile lui. Așa cum le găsește, sunt ale lui și sunt bune așa cum Pentru că sunt. nu te poți Nu, împotrivi, ne nu poți rămâne spăi. decât să lăudăm, adică să-l acceptăm. Atât. Nu există ceva mai bun decât altceva. Păi, Un vezi model tu? mai ideal nu există. În momentul când noi nu acceptăm sau nu suntem mulțumiți și ne întrebăm de ce e așa, noi exact în momentul acela respingem pe Dumnezeu și rămânem tot într-un eu. Și ce produce, ce să vezi? Produce suferință, pentru că noi ne împotrivim lui și ne Da, potrivim cu un eu da, da. în momentul acela. Idealul este ăsta cu pierderea. Deci idealul este ce se întâmplă deja. Cu nenorociri, cu necazuri, cu dureri, cu suferințe. Ăsta este idealul. Cu suferință. Nu e lipsă de suferință sau lipsă de dureri. Nu. Idealul e cu suferință cu E tot. cu, da. Ale. Și dacă nu e nimic de schimbat la nimic, nu e... Ce zice lui Wittgenstein? Dacă nu poți să spui nimic despre nimic, mai bine să se tacă. Când Ei, ai ce să vine un spui? moment, vine un moment, are el grijă să se manifeste și să Asta te cu ia din nou, siguranță, că să dacă te tu vrei să taci așa și ții de tăcerea aia că așa vreau eu, se dă peste vine și cap. te scoate. Te scoate de acolo. Nici să rămâi așa. Nu te lasă nimic ca să stai liniștit în niciun mod. Nu poți fi liniștit. Te agită, te învârte. Este exact ca ceașca aia de lut, știi, pe care a luat-o, a frământat-o, a bătut-o, a băgat-o în foc și a făcut aia țipa de mama focului. Și ce ai cu mine? Zic că n-ai cum să ajungi o ceașcă frumoasă decât dacă te frământ. Da, așa ne frământă și pe, adică el se frământă pe el. Nu pot să zic că se, ne frământă pe noi, că nu suntem. El se El pe el, frământă dacă pe el. vrei. Dacă stai tu liniștit, dacă vrei să fii liniștit, el pe el. Și atunci stăm așa ca pleci și... Ei, dar nu stăm mult. Avem, Avem știm speranță sigur, să nu stăm și, mult. nu, dar știm sigur că el își schimbă mișcarea, adică își schimbă opțiunea imediat, Eu adică mă nu întreb rămâne dacă am nimic. ajuns la această înțelegere acum, că este infinit de îngăduitoare în școala iubirii. Ce mai vorbim noi până la anul? Ba, nu, se întâmplă, vom Se întâmplă. vorbi. Sunt o mulțime care nu înțeleg. Da, sunt o mulțime care nu înțeleg, dar sunt Dumnezeu acolo care nu trebuie să înțeleagă acum. Vor să ne arate că sunt și așa. Asta ne arată Dumnezeu. Uite-mă, uite, sunt și în felul Dar ce ăsta. Asta vrei ne să arată. dormi? Ia trezește-te tu. Da. Uite că voi care vorbiți așa, și tot vorbiți mai des, uite, hai să vă arăt că sunt și în starea asta, care nu înțeleg.
Uite, sunt atâția persoane, chiar mai multe decât sunteți voi care mai vorbiți. Da. Cum vorbiți, nu? Deci noi am vorbit până acum despre o femeie care are situațiile acestea că este dominatoare și este foarte puternică. Și atunci era necesar de un bărbat care să poată să o să fie prea puternic ca să o supună, deci numai acel bărbat poate să o supună. Un bărbat care este de acord cu ea nu poate să o supună și de fapt îi face rău, îi întărește orgoliu, înțelegi? Dar numai un bărbat care este foarte puternic poate să fie înțelegător, adică să nu acorde atenție, să nu asculte, știi? Exact. Și Da, ar putea să corect. mai reziste un timp, dar nu știu cât timp, că ea s-ar putea să se supere pe el și să plece. Femeia puternică, știi? Că nu poate să îl domine. Nu, da, nu rezist, adică simte din partea lui mereu opoziție Și îl și vede greșit în toate îl vede, modurile. exact, îl vede Da, greșit. și devine Nu-l poate intolerant. supune, îl vede greșit. Iar dacă pleacă, este foarte bine că asta îi trebuie. Deci bărbatul nu se poate supune femeie că își pierde din puterea lui masculină. El poate doar să o ignore sau să nu-i acorde atenție sau să nu-și facă vise, să nu-și facă idealuri, că femeia asta poate să vreodată să-l iubească. Nu. Da. Și nu face Dumnezeu niciodată această eroare să fie Dumnezeu feminin cu Dumnezeu feminin. Niciodată. Nu, lucrul ăsta nu se întâmplă în relații, se rămâne în Și relații. apoi Niciodată. toți oamenii sunt pentru noi. Toți oamenii sunt ca să modifice ceva la noi, să ne dezvolte, să ne ajute. Știi? Și ne ajută și prin despărțire și prin trădare și prin minciună, ne ajută prin toate formele posibile. Până când noi nu ne mai facem idealul. Când noi nu ne mai facem idealul, nu mai poți să ne înșele sau să ne trădeze sau să ne deranjeze. Deci cel mai mare pericol nu e, nu oamenii sunt de vină, ci întotdeauna ei sunt reglatori divini, ne reglează corectori divini, indiferent bărbatul sau femeie, și problema este întotdeauna la noi, și la femeie și la bărbat, că absolut de niște chestii. Și zice că numai așa trebuie să fie. Bărbatul mai puțin. Că el este mai îngăduitor, el este lene și nu ia lucrurile în seamă. Deci e bună și lene asta. N-are energie să susțină un efort continuu, pe când femeia lucrează zi și noapte, știi? E ca un robot. Bărbatul obosește, nu poate să facă atât de mare efort fizic. Este imens. Deci femeia este 10 în 1, 10 bărbați într-o femeie. Are o forță incredibilă. Da, e bună. Deci Dumnezeu i-a dat această putere ca să susțină viața, să fie dârză, să poată să crească copiii, să reziste la toate greutățile vieții și o ia de mereu de la capăt. Și uneori Pasărea este Fenix. să educe bărbații să-și țină, să devină masculini, să Și rămână educă pe masculini. bărbați să fie masculini, sigur că da. Exact. Asta e. Dacă nu, îi afug. Și dacă nu fug, nu înseamnă că nu se poate să devină Asta masculin. e, nu se Și poate. Vin ia alții în la primire o altă. temă. Tu nu scapă. Vin alții la temă. Da. De ce bine? Tot ce se întâmplă nu e nimica de criticat. Nu se poate decât accepta. Vom vedea ce se va întâmpla. Bun, mai ai vreo întrebare? Nu. Nu. Deci ne întâlnim de seară Da, de la seară că lupta cea mare. e lupta tare de tot. Am Rob cu lansat. rob să ne unim. Cala iubirii să oferim. Școala voi iubi să o folosim, să o manifestăm. Să oferim. Să Bun. oferim, da. Mulțumesc frumos, Costel. Mulțumesc, A Marius. fost superb. O zi frumoasă, numai bine. Mulțumesc, la fel, o zi frumoasă.